Azi ne jignim aici în fiecare zi rece. Mariana, ești nesimțită. Da. Da, chiar că o mare nesimțită, Mariana. Și tu ai o nebună și tu, Mădălina, tu la balamu, că ești o mahala. Eu sunt o perversă. Vezi că e și analfabetă. Nu te mai du-te la școală și tu, mai dă pe la școală. Nu vreau să mă duc. De ce nu? Nu, uite că nu vreau. Andreea, să mergi la școală, că ești analfabetă, oh, du-te. Ascultă-o pe... Mi-a poruncit așa? Mi-a poruncit. Uite că ești analfabetă, Andrada. Trebuie, înseamnă că trebuie să-mi iau ghiozdanelul să mă duc. Așa, asta învăț. Du-te că na. N-ai cum să vorbești cu ea dacă nu știi școală. Îmi pare rău, atunci nu voi mai vorbi. Nu mai am dreptul la cuvânt. Să bagă ea să... Merge și noi la școală, Mădălina? Oh, măleu. Așa n-a prea făcut școala în România. Când termin, mie mi-ar place să merg la liceu de teatru. Bă, dar nu știi să-l faci. Cine mă, eu? Băi, să-l luai de... Eu... Trebuia să-l lași să facă. Dar n-am nicio treabă cu Roberto. Bă, frate, Roberto nu poate să facă față. Dacă îl lăsai, face exact ceea ce ne acuză el. Frate, Roberto nu poate să-i facă față pentru că Roberto e mult tăi. Frate, tocmai. Pe mine m-a deranjat altceva, nu înțelegeți. Pe mine m-a deranjat că vorbește de haine. Păi și pe mine m-a deranjat. Și mă simt că îmi cumpăr haine mai ieftine, nu-mi cumpăr originale. Da, și ce zic? Eu n-am bani, frate, de firme. Și de ce nu m-am băgat? Că tu mi-ai atras mie atenția. Că dacă nu mi-a atrage atenția, atunci mă băgam eu. Nu-mi permit, frate, dacă voi vă permiteți mâncava sufletul vostru să dați 700 de euro pe un tricou, pe nu știu ce, bravo vouă, înseamnă că sunteți mai șmecher. Bully. Eu sunt mai fraier. Bă, ai, eu îi număr perechile de patronul pe care le are, ești nebun? Amă, lasă un doar. Îi le număr, ești nebun? Bă, de când e Marinescu ăsta în emisiune, n-a cumpărat un șervețel în platou. Bă, nu și-a cumpărat o pereche de șosete, tu ești nebun la... Bă, un tricou la 10 lei nu și-a cumpărat de când e aici. Și el spune care haine, mă? Că îi le număr, ești nebun la cap. Dacă nu, perechile de patronul, n-am, uite, dacă îi pun mâna asta aici, atâtea perechi de plugeare la el. Uite, 5. Și urâte. Despre ce? Și s-apucă să ia de ăla că are unghiile... Bă, să ia să stai unghiile, mă. Bă, închide ăla, mă. S-apucă el să zică că ăsta are 7 perechi, cât are el o pereche, mă, și el... Împinge, mă, tare! Are trei perechi de... Trei perechi de Adidas, ești nebun? Și a cumpărat în... Și acum numai pe Apple îi... Dar poate. Nu mă interesează să vadă nici ce și-a cumpărat. Bă, eu mă vreau mai bine decât el de la second, dacă vreau. Băi, frate, ca drept exemplu... Ieri am intrat în emisiune cu pantaloni aia de training, bă, și mă duceam... Ce-ai făcut și tu? Ce-ai cu tricoul ăla de dormit noaptea. Ai dat niște furcile și îl dănapui. De bluși ținut, mă, ești nebun? Toate urâte. Nu, mă atacă pe Iurea, bă, nu mă așteptam să mă atace înapoi. Nu mă așteptam să mă atace Iurea, sincer, de nu aveam așteptări de la chestia asta. Cei trei, da. 4. Vezi că au și ăștia acum vot majoritar. 4. Care 3? Andrei, Alexandra și Adrian. Dar și cum au vot majoritar? Au vot acum, au share, un pic. Contează și votul lor, dar dacă te-ar fi votat Andreea, acum erai plecat. Dar să vedeți când pleacă una din brigada veche și intră una pentru Alexandra. Dar nu mai intră nimeni pentru Alexandra, ce ai? N-are cum. Și Alexandra, dacă ești un pic, turuie tot pe tine. Nu se uite. Tu ai văzut ce am făcut eu ieri? A început o ceartă între noi, fetele. Și da, ți-am zis auzit, că eu am o problemă. Înainte să vii tu, ieri, nu? Alaltă ieri, de fapt. Da. Și eram, ai văzut că eram îmbrăcată în pijama? Da. Și aveam tocuri. Și când am auzit ceata, m-am ridicat frumos, am venit aici, mi-am scos tocurile, ca să fiu desculță, că dacă se întâmplă ceva, să iau la fugă. Dar nu vezi că aici nu știi în orice moment. Nu se știe niciodată că primesc o pernă. Bine, nu se știe ce se întâmplă pe un moment pe altul, nu? Nu se știe. Dar ce ți-a avut mai înainte pe partea cealaltă? Cine ești cu cine ești certa? Ce? Pe partea cealaltă? Da. Cu Roberto. De ce? Roberto cu cine? Păi a spus... Păi cu băieții. Toți. Roberto cu... Ce om e? Dar bine, n-a fost certa. N-a fost certa asta. A fost mai multă discuție. Nu? Discuție. Da. Ce să zic? A ceva bine. Ca la casa de nebuni. E păcat că se ceartă așa mult, dar... E păcat, dacă a trebuit să arătăm altceva, se trezesc, Dani, da. Dimineața, când se dau jos din pat, dar la un cap, dar ceartă. E nu vezi nici, se dă bine conexiunea imediat. Imediat, deci nu durează 2 minute în care să spui bună dimineața și alte chestii, gata. Ceartă. Păcat că se pornește ziua așa, știi? Normal. Mie deloc nu-mi place ceartă, ți-am zis. Nici ție, că eu gândesc așa, în viață poate să se termină cu o zi pe alta, știi? Și de ce să trebuie să te cerți cu fiecare? Dar te îmbolnăvești. Da, că dacă poți să te înțelegi cu fiecare. Și eu sunt genul ăla de persoană care iau toată energia negativă de la oameni. O iau pe toată, o simt.
O simt și stau prost eu. Da, te înțeleg, te înțeleg. Că cam așa sunt și eu, știi? Vrei să-i meargă la toți bine? Și dacă... Da, eu tot timpul m-am pus pe ultimul loc. Și dar crede-mă că ceilalți nu se gândesc să-ți meargă ție bine, ei se gândesc doar la ei. Bine, e și mai sănătos să fie... Mai ales aici, să fie... vezi că fiecare persoană se gândește în primul rând la el, nu-i pasă. Că e bine să te gândești la tine, dar nu prea mult. Eu de-abia ieri trebuie să te gândești ce se întâmplă și în jurul tău. Că poate ceea ce fac eu afectează, nu? Da. Uite că unele persoane nu prea gândesc așa. De asta câteodată trebuie să te gândești de 10 ori înainte să scoți ceva pe gură. Normal. Da, că nu știi ce urmează, știi? Să deranjești, să faci să suferi. Să suferi oamenii din cauza ta. De ce? Ce am venit să fac rău aici? N-am venit să fac rău. Am venit să mă gândesc. Exact, să cunoști pe cineva. Păi asta zic că eu abia ieri am realizat cum trebuie să fii. Ieri. Că dacă ești bun... Dar tot mai bine ești ne acuză pe noi de falsitate, dar de fapt oamenii falsi stau acolo adunați. Săptămâna trecută țipa în gura mare la toată lumea, nu-i faceți material nu Marinescu și săptămâna asta nu știi cum să mai pronunți cuvântul Marinescu ca să-i facă cât mai multe materiale. Aici se vede. Tu cu cine stai adevărat. În camera? Cu cine? Marinescu. Mamă, ce ghinion pe capul tău. A zis să nu trezesc înainte de nou. A zis, păi stai mă, eu mă trezesc cum vreau eu. Păi normal. Că mi-am pus ceasul la 7:30 să sune, știi, să am... Liniște, timp. Să am timp să nu mă stresez, că mie nu-mi place stresul. Deloc. Și Madalina, la 7, la 6. Da. Eu la 8 păi să am timp să mă pregătesc, să-mi fac geanta totul. Să mă spăl, geanta mea fac seara. Și eu mi-o fac seara, dar prefer să mă trezesc mai devreme. Păi la 9, am zis, păi cum să mă trezesc la 9? În 5 minute să fiu gata? N-am cum. Egal, eu îmi văd de treaba mea. Normal. Oricum sunt numai în cameră să dorm atât. Restul nu mă interesează. Da. Nu așa am fost tot timpul ca gen. Eu îmi văd de treaba mea, am focusul meu și ce se întâmplă în jurul meu nu mă interesează. E cel mai bine. Foarte bine. Bine, asta am trebuit să învăț. N-am fost tot timpul așa. Să vedem acum ce mai o să urmeze. Chiar sunt curios. Nu se știe niciodată, Dani. Te poți aștepta la orice aici. Da. Orice, când îți spun orice, chiar la orice. Adică am văzut. Chiar da. La lucruri unde nu te aștepți niciodată. Dar ai văzut ceva bun? Adică ești de a treia zi astăzi. Ai văzut ceva bun în astea trei zile aici? Bine, a fost mai multă ceartă și discuții asta, da. Păi asta spun. În afară de ceartă, altceva, noi nu știm să arătăm nimic. De ce? Pentru că sunt câțiva oameni care se trezesc cu gândul ăsta de dimineață. Că hai să cu cine mă mai cer și azi. De cine mă mai iau și azi? Ce strâmbe mai bag și azi? Știi ce ar fi bine? La asta m-am gândit de când m-am uitat și la emisiune și am văzut certurile. Dacă ar începe pe a unul să se schimbe, măcar unul, s-ar schimba tot. Păi e greșit. E greșit că zici că suntem oi, știi? Dacă o oaie se duce într-o parte, se duc toate după cealaltă. Nu, să zic așa, să arată. Nu, persoanele astea care instigă și care provoacă certuri, ar trebui să se gândească de 10 ori. Ar trebui să gândească mult mai mult. Dar ce să facă dacă e asta de este valoarea? N-ai ce să faci. N-ai ce să faci. Nu poți să schimbi. Fiecare trebuie să hotărească pentru el asta. Normal. Nu poți să hotărăști pentru nimeni. Dar dacă îți vezi de treaba ta... Nu e la scurcum, chiar dacă stai în banca ta. Dar până la un chiar dacă stai în banca ta, să găsesc unii care se trezesc. Bine, până se ajunge la graniță, să te bage și cu tine în discuții. Mai văzut că și eu la fel, n-am văzut de treaba mea. Să trezesc, stai niște, chiar dacă sunt în banca ta mereu. Și va trezi cineva la un moment dat în care va avea ceva de spus. De vorbit eu vorbesc, știi? Dar eu nu mă cert. Eu nu vreau să mă cert, că n-are niciun rost, că cearta nu... Asta am zis de la bun început și m-am ajuns la concluzia că în momentul în care ești bun și e apărarea unui om, ești acolo, ești acceptat. În momentul în care nu, odată nu e luată apărarea, gata, ești falsă, ești perversă. Ești dat afară. Bineînțeles. Asta că Dumnezeu vede, îi vede asta, pe toți. Asta am vrut să zic acum, da, exact. Și dacă te cunoști pe tine, da. Bine... Știi cine ești păi și nu poate să te influențeze deja nimeni. Deja că este o persoană falsă, nu înțeleg de unde până unde vii și acuzi pe ceilalți că sunt falși. Din moment ce tu arăți chestia asta, o săptămână vorbești cu toată lumea, vai, nu-i dați materiale, taci din gură Mariana, taci din gură Andrada, taci din gură nu știu cine, și săptămâna asta te întorci la 90 de grade ca și cum, vai, deja sunt de partea lui Marinescu. Păi cine e adevărată persoană falsă? Că n-ai cum să te schimbi de la o săptămână la alta. O săptămână să ai o părere despre un om și în cealaltă săptămână imediat te schimbi. Uite, eu am avut. Eu nu am nimic cu Marinescu. Deci nu am absolut nimic.
Nu mă deranjează cu nimica. Nu ți-a făcut nimic? Mi-a făcut. De când a intrat, de prima dată când a intrat în casă, mi-a făcut. Bine, nu ți-a făcut așa să zic. A, fizic, da. Te referi? Nu, nu, nu. Verbal, dar atâta timp cât tu te iei de mine în fiecare zi. Deci în fiecare frumos? Zi te iei de mine. Da. Pentru că mașina nu te bagă în seamă. Da, înțeleg. E normal, că el? Dacă... Eu am spus-o de la bun început, am să-l votez, pentru că eu vreau să-l votez, pentru că mă irită, pur și simplu, mă irită și îl votez. Asta e hotărârea ta. Trebuie să dau explicațiile cineva că eu vreau să-l votez. Pentru că l-am votat pe Seba, păi l-am votat când aveam cu cine să votez. Ce vreau cu cine să votez? Și acum amenin și vezi, Doamne, mă votează pe mine. Uite-mă, mă puteți vota că eu nu mă supăr. Plec acasă, nu plec pe străzi. Mulțumesc lui Dumnezeu, plec acasă. Trebuie să iei hotărâri în viață chiar dacă îi pasă la cineva sau nu. Cu asta trebuie să trăiești. Tu realizezi că la un moment dat va trebui să ne votăm între noi. Clar. Nu mai contează că suntem prieteni, nu suntem prieteni, nu e iubit, nu e iubite, iubită sau nu mai știu ce. Asta e. Ne vom vota asta între e regulă. Noi. E regulă. E un regulă. Ei nu înțeleg chestiile astea. Și au impresia că dacă noi acum votăm în nu știu ce mod și așa, au impresia că noi n-o să ajungem acolo sau care... Care-i faza? Că chiar nu înțeleg. Trebuie să accept. Și dacă pe mine mă votează cineva, trebuie să accept. Nu pot să mă supăr pe persoana aia. Trebuie să mă întreb. Bă, a avut un motiv ceva. Da. Sau poate am greșit undeva. Da. Da, și dacă am greșit cu ceva, trebuie să mă învăț minte, nu? Da. Așa gândesc. Normal e ușor să gândești așa, știi? Normal. Da. Dar trebuie să și vrei. Deci eu, mie mi-ar fi rușine să stau să mai discut pe la spate oamenilor de intrigă de toate alea. Când este singura persoană care face chestiile astea. Mi-ar fi rușine. Stai așa că a luat-o pe Andreea și i-a spus că a vorbit urât, dar ea azi dimineața i-a spus că l-a făcut prost pe rogă. I-a zis că nu este intelectual. Nu asta înseamnă, acasă la mine asta înseamnă. De s-a luat de Andreea ca să pare doamna profesoară. Dar ea nu se uită la ea. L-a făcut bunicos nebun și a zis că nu l-a făcut ea. L-a făcut măsa nebun. Condițiile în care băiatul ăla a crescut fără mamă, tu vii și afirmi că maică-sa l-a făcut nebun. Stai de mama? M-a făcut nebun, am auzit. Păi, m-a băgat, am zis. Dar nu, chiar te rog, nu trebuie să-mi ia apărarea că... Nu, nu de asta, nu e, dacă consideri vreodată că are ea dreptate, poți să-i dai dreptate. A, nu, pentru că eu zis că noi n-avem voie să ne luăm de familie și adică s-o luat ea. De asta am zis. Și atunci să nu-mi spună mie când mi-a de copilul ei. Bă, eu pe Alexandra, o iau frumos. Pum pe așa. Înțelegi? Păi asta îi, ce? Asta îi? Știi și tu ceva? Da, i-am zis ieri, i-am stut în față, am făcut o pe față. L-am surprins la hotel pe terasă. Foarte, foarte apropiat de Marinesc. Și am impresia că... Ce vrăjala ai fi tu! Pe loc, am impresia că se formează așa o legătură, că Marinescu nu are relații. Deci e doar să jignească, deci de când ești precazist, nu știu câte cuvinte, ești nebun, ești bătut de soartă. Vin aici să leagă de familie. Și dacă a fost crescut fără mamă, care e problema? Trebuie să numește abandonat că a crescut pe la casă de copii? Nu e frumos. Nu sunt chestii frumoase. Asta zic. Putea să spună orice altceva, dar nu te legi de familia lui și toate astea. Ok, eu înțeleg că și Nicos greșește în foarte multe situații și așa. Dar nu ai de ce să-l faci pentru că nimeni nu știe prin ce a trecut el în momentele în care a stat în acel loc și nimeni nu știe cum a trăit el fiind fără mamă și toate astea. Nimeni nu știe. Până nu ești în situația aia, nu ai de unde să știi. Exact. Hai să-l vezi pe Marinescu, el a spus că nu jigniște, l-a făcut în toate felurile pe Nicos, abandonatule, ești vai de capul tău, nebunule. Da, și eu când acum? Am... Da, și am intervenit și am zis, și a zis că vai cum mă bag eu în seamă că nu știu ce. Păi, dar din moment ce tu spui că tu nu jignești, doar ei jigneau, tu ce faci acum? Ce face? Să zic eu ce face? Să zic eu ce face? Avem aici asta. El nu se lasă până o să-i dea afară pe toți. Eu asta le-am zis, asta ți-am zis, că mai are încă 4 de dat, că asta i-au spus toți. El asta vede și asta vrea să facă. Dar cu ce țel? Cu ce... Poftim? De ce are țelul ăsta să-i dea pe toți afară? Ei, ca să-l aplaude după aia lumea, dar el nu știe că probabil multe persoane se folosesc de el, dar nu-și dă seama. Eu i-am spus ieri că nu e ok. Că a zis că pe doi a reușit să-i ia afară. I-am zis, bă, nu e ok asta. Nu e ok asta, că nu asta e misiunea ta, nu e
Nu-i scopul tău. Păi asta nu-i scopul tău. I-am spus ieri în față. A zis, bă, am reușit să-i scot pe aia doi. A zis, băi, nu-i frumos. Așa ți-a zis că pe doi ai reușit să-i dea afară? Da. Așa ți-a zis el? Da.